Demnitarii europeni au supus dezbaterii în Parlamentul European situația alarmantă a creștinilor din Orientul Mijlociu, din cauza acțiunilor grupării insurgente Statul Islamic. De secole, nenumărate credințe și etnii au trăit împreună în Orientul Mijlociu, mai mult decât în alte părți ale lumii. Deși conflicte religioase au existat dintotdeauna, diversitatea nu a fost nicicând mai pusă în pericol ca astăzi. Printre declarațiile făcute de parlamentari, au fost menționate și crimele în masă săvârșite împotriva creștinilor. În fiecare zi, creștini din Irak și Siria sunt răpiți, agresați, torturați și forțați să își părăsească casele. Numărul total al creștinilor a scăzut dramatic. Se încearcă eradicarea creștinătății, cu tot cu tradiția și izvoarele ei istorice. Gerade heute haben wir erfahren, dass Daesh ein 1400 Jahre altes. Astăzi am aflat că mănăstirea Sfântului Ilie de lângă Mosul a fost distrusă. Nu trebuie să renunțăm să ne luptăm și să fim atenți la cauzele acestor evenimente. Trebuie să creăm condițiile pentru democrație, libertate religioasă și respectarea drepturilor omului. În doar câțiva ani, numărul creștinilor din Orientul Mijlociu a coborât de la 1,25 milioane la 500 de mii în Siria și de la 1,4 milioane la mai puțin de 275 de mii în Irak.